Ce tata face clip că nu veni bine cu fără băcelari, Armani băcelari. Băi, oameni, mă țupa Liana din cameră. Îmi pun băcelarii ca să mă văd bine acolo. Că eu gândesc că mă uit la televizor. Nu mă lăsa să fac clip acolo. O să zic, ieși, sugaci, ieși. Băi, oameni, înainte să vă fac clipul cu aventura din Italia, am impresia că o sună telefonul. Vreau să mai intru un pic în altă sferă a gândirii. Cum gândește unii din românii noștri. Fiți atenți aici. Mi-a stat mult în străinătate. Au fost cazuri și cazuri. Cazuri grele, cu tineri. Ce s-a întâmplat? Foarte puțin au fost dați la televizor. Foarte puțin au fost dați la televizor. De ce? Să nu facă vâlvă. Să vadă alte țări. Să zică, ia uite ce e în țara aia. Deci fiți atenți despre nația lor. Foarte puțini au fost date. Ce au fost date la televizor mai mult au fost ăstea cu mafioță. Bă, când la noi, că astea nu sunt televiziuni de rating, astea sunt televiziuni de scandal. Fiți atenți, să vă spun ceva. Mulți știe, mulți nu știe. Eu încerc să dau o explicație pe înțelesul tuturor. Gândiți-vă, ascultătorilor, la voi în cartierul vostru. La voi în cartierul vostru să ceartă o familie. La voi în cartierul vostru și-a luat unul o mașină tare. La voi în cartierul vostru și-a bătut unul femeia, nevasta. Deci nu spun la țară, pe sat, unde dacă cântă cocoșul de 6 ori, zice că e cu dracu. Și mi-are vorba din casă în casă. Spun în cartierele de la oraș. Unde, în centru, unde se adună lumea, prietenii, fiecare dimineață și povestea așa, au zis ce-a făcut ăla, da, mă, așa povestesc ăștia la televizor. Pai lor, care sunt showbiz, dacă știi cât e face, dar nu îi dă, pentru că s-ai lor cu contract și nu poate să-i facă de minune. Alte televiziuni iară nu-i dă. Nu poate să-i facă de minune când mai mărclăie în emisiune. Dar vă spun pe cine le dă. Sub formă de caterincă. Pe prostituatele lor. Parașutele lor. Pe care le trimis în Turcia cu contract să le facă buze. Înțelegi? Să le facă țâță. Nu pe ele. Că ele încă nu-și dă seama. Ele încă nu-și dă seama. Așa e la ei. Înțelegeți? Și când nu are emisiune pentru rating, prinde câte un amărât, îl plătește, îi plătește și familia și vecinii. Dacă trebuie să ție emisiunea mai mult de 2 săptămâni. Că apoi începe și îi aduce pe unchiul sau pe fratele sau pe măsa, pe copil, pe vecinul din stânga, vecinul din dreapta și ăla din spatele căsă. Înțelegeți? Auzi, ce-o făcut ăsta? Mâncav, aș că canapelile mele nu scârțâiau. O îndrălit ăsta. Și i-am zis, ei, odată, dacă aud scârța, pe fereastră, săriți. E casă nouă. Nu spun că așa. În fine. Deci ăștia îi e și râde ciob de oală spartă. Știți pelicula asta? Pel
de asta, râde ciob de oală spartă. Înțelegeți? Cam așa ce fac, fac ei. Cum o luat-o pe... Eu v-am promis că vă fac, clip. Înțelegeți? Ce am zis eu în clip, am avut dreptate despre femeia asta cu bătrâna. Ce am spus în clip, am avut dreptate. Bătrâna o iubește, femeia o iubește, că nu a făcut nimic. O trăia și în ea, Caterinca la telefon, transmis pentru, înțelegi, să vadă lumea că ea unde lucră. Și că, v-am să explica eu acolo un clip. Să mă așez ca lumea. Băi, oameni, problema îi în felul următor. Eu nu știu ce crede ProTV-ul și Antena. Crede că i-a sunat cumva vreo emisiune din Italia văzând că ei ține cu Italia. Nu-ți rasist? Vă spun de ce. Că văzând că ține cu italienii. A? Ei așa crede. Niciodată, mă. Pentru că ea râde cu curul de emisiunile noastre. Pentru că emisiunile noastre, dacă îi luați pe ăștia cu bucătăria, îi luată de la străini, dacă îi luați pe ăștia care cu... Numai că acolo când zice burlăciță, acolo nici burlăciță, mă, fată mare și ghinele, nu? Cașacolea trasă și împinsă de 80 de inși și încă de 100 pe la flancul drept și flancul stâng, încă 200 și o bagă la burlăciță. Spurcă emisiunea. La ei în emisiuni nu sunt din astea care au mers pe treabă cu bărbații și pe aceea îi bagă în... Băi, când ajungi într-o emisiune, ai valoare. Ai valoare mare, mă. Când ajungi într-o emisiune, cu un lucru bun, nu că ai fost arestat. Și acolo, că nu dă orice. O furat-o la trigăin și îl dă și ei interviu. Nu, ce-a făcut ăla? Ni, viorist, o tras, pisici, motani. Bineînțeles, Nelson le știe. Înțelegeți? Ce ați crezut, mă? Că vă cheamă cumva vreo emisiune din Italia, mă? Mă, Iani, pe voi, mă, când vede, că și eu iau... toate emisiunile, Cârcotașii, toate emisiunile îți luate din străinătate, îți copiate. Înțelegi? Dar dacă te uiți la emisiunile lor și le înțelegi, e mai mare dragul și plăcerea să stai în fața televizorului. Păcând aici, ați văzut că e cum spun eu. M-am uitat, fiți atenți încă ceva, de când nu mă uită, astăzi a intrat unul pe mine, un băiat, și mi-a spus, Nelson, la Acces Direct, avocatul ăla, mă, eu v-am spus că ăla nu e avocat, ăla e cârpaci, înțelegeți? Trași în pinzea și în ea pe acolo, plătit, o dă când în vocea Domnului, când în Evanghelie, când în... Înțelegeți? Mi-a spus, zice, vezi că ți-o pronunța numele cu aia, că semeni cu Nelson Mondial și asta. Ieri dimineață, iar mi-a scris, zice, vezi că la Antena Star, Nelson a vorbit de tine cu visul cu ăla, au făcut Caterinca și mișto de tine, să nu fac eu mișto de voi. Că de mă iau iară de voi, iară începeți cu mesaje, iară telefonați, te rog scuză-mi, vă scuză, cancerul vă scuză. Înțelegeți? Deci voi, ați văzut, m-am uitat la Măruță, îți mai recreat. Și la Măruță o arde, dar ăsta e mai indulgent și nu intră chiar așa. Mă, ați văzut? Și acum care v-ați uitat, o primit 100.000 de lei amendă. 100.000 de lei e un miliard. Ce ne au luat amenda pe Măruță. Pe ăștia lanți de la Antena, iar eu amenda. Și pe Capato și pe ăștia lanți. Nu, voi, mă, un miliard, voi vă dați seama că acceptă amenzile numai să facă ratingul care vrei, nu-i interesează. Duce prostituate, arată cură, arată țâță, arată ghinele, nu știe că primesc amenzi. Nu auzați, auziți aici. Vă dați seama, dacă primești 100 de mii de lei, deci un miliard primești amendă.
Un miliard de bani. Înțelegeți? Și acceptă să plătească. Vă dați seama la un rating cât, la o emisiune cât popor, că ea câștigă 500 de mii, 5 miliarde. Și zice, un miliard îl împărțim între noi, staful și aia care lucrăm, un miliard plătim curentul și aia și nu știu ce și mâncarea care ne aduce, un miliard îi dăm la amendă și mai rămân două. E bine, producția pe ziua de astăzi. Înțelegeți? Așa fac, măi, omule, mă. Deci, ați văzut, măi, cum am zis eu? O luat interviu de la România Te Iubesc, o dat niște secvență cu femei care lucrează în Italia. Deci la îngrijitoare. Și-a zis femeia, una dintre ele. Dacă m-aș mai naște odată în viață, n-aș mai vrea să lucru cât trăiesc și viețesc. Asemenea muncă. Să știești tu, bătrână, să ai grijă, să-i suport, să... Aia arată. Dacă la trei noaptea se scolă, știu, eu trebuie să mă trezesc. Când dorme, trebuie să mai stau o oră, să văd dacă o dormi și apoi să dorm. Deci, băi, oameni, aia arată. Copiii mei săraci, numai eu știu cât am plâns după ei, că noi am putut vedea că trebuie să stau. Bă, alo! Deci nu-i muncă ușoră. Trebuie să ai nervi de oțel. Nervi de oțel. Și mai ziceți cum a fost? Bă, eu n-am nimic cu omul ăla care a fost astăzi la ProTV. Grăsuțul ăla, gândești că-i porc de găină ea, ăla blond. Milionar sau miliardar, în dolar sau în euro, în cei, în ieri japonez, ruble rusești, nu mă interesează. Dar voi, no, ăla are arfe și figuri, nici de... L-ați văzut cum? Cum vorbește și cum? Eu mă mâncava și dacă îmi scot tezaurul și îl duc pe spate, mă duc la București, zice ăștia că... Și să fac figuri din ele. Ați văzut care sunt figurile? No? Ăștia sunt impresioniștii. Care vorbește din gât îngânfat, flegmatic și are un rol pe scaun care nici nu știe să stea, că să plimbă, să crede pe vreo bancă în parcul Herăstrău, stă și-l suflă vântul dintr-o parte în alta, să ferește. L-o chema pe ăla, pe Miss Piggy aia blondă grasă și ăia zice, dar ce mereți la muncă în străinătate dacă nu vă convine? Păi bă, nu dacă nu vă convine, dacă nu, nii, ăsta te trimite la muncă în străinătate. Că n-ai ce să-i dai pe aici, să iasă pe dincoci, și acolo te macină. Nii, pistonile, mere în gol. Mere în gol pistonile. Dați-le, mă, salarii, măi, românilor, mă. Dați-le salarii ca lumea. Nu să margă în străinătate să muncească pe bani de nimic, să le crească lor potențialul. Să le crească lor potențialul. Că nu-i tătuna că îți lucrează 10 oameni cu 2000 de euro sau aduci italian sau aduci 10 oameni români și le dai 800 de euro. Și auzi muncă triplă. A? Nu-i tătuna. Zice că am intrat în Europa. Am intrat în Europa cu prețurile. Încă mai bine. La noi sunt mai scumpe. Deci am intrat cu prețurile. Nu vreau să intru în detalii, dar să nu ne ajunge Dumnezeu dacă nu cunosc. Măi, oameni, dacă nu cunosc, cum să zic, fapte. Femei, că eu v-am zis, eu în Italia, deci să mă înțelegeți, eu în Italia îmi făceam meseria mea, artă, ciordeală. Mă, ciordeală, colecție. Că e o artă să furi din fața
vânzătorului și și încă 3-4 genitori. Colecție. Înțelegeți? Și clienți foarte buni, pe cine am avut? Românii care munceau acolo. Femei și bărbați. Și numai eu știu de câte ori am stat că, să știți că poate puneți întrebarea, dar cum? Mie foarte mult mi s-a destăinuit pentru că au văzut că nu-mi bag joc. Când fac glumă, fac glumă, când vorbesc serios, vorbesc serios și când trebuie să ajut, ajut. Foarte multă lume mi s-a destăinuit. Înțelegeți? Îndeosebi femei. Uite, Nelson, am pățit ceva, ce să fac? Ce ai pățit tu, femeie? Uite, Nelson, n-am avut un cătrou. Am fost abuzată de patronul unde lucru. Și mă chem să mă duc. Am zis, du-te la poliție, că atâția bani zege pe el de numă. Nelson, de mă duc la poliție, află bărbatul. Am copii, mă despart. Înțelegi? Deci era o femeie care nu interesa banii, decât banii munciți. Să chemea, zice, m-am gândit, să mă duc, de uite, mi-e frică. Înțelegeți? Și nu-i prima și nici ultima. Femei abuzate, băi, eu vă spun, în Italia. Nu, și n-am nimica, că mie îmi place în Italia și mi-e drag în Italia, tot mi-e fel și apără. Înțelegeți? Deci n-am nimica, dar vă spun ce s-a întâmplat. Și alte și altele. Câte femei au muncit și nu le-au dat salarul. Câte femei au ajuns mari. Din chelneriță, picole sau cum Dumnezeu le zice, șefe de sală. Tu dată lucră de 5 ani aici. Și asta lucră de 4 luni. Cum Dumnezeu? Am câteva zile era la spăla din ale vasă sau duce farfuriile și acum e șefă. Nelson. Dar ăsta cine o conduce? Patronul? Ați văzut? Ați văzut? Nu, bine, că ele poate, știu eu, ori n-avea, avea bărbat, dar, înțelegeți? Nu știu cum să, oricum, eu nu mai am treabă cu faza asta, atâta pot să zic că am avut perfectă dreptate și femeia are perfectă dreptate. Ia abă încearcă emisiunile astea și o adus pe zgâmboiață aia doi, figurantul ăla, tăbăcarul parcă-l cheamă. Și pe aia la întârjenii, să știu eu, carul meu. Și aia în roti albastră. Nici aia nu știu cine-i. Dar e o mincinoasă de numă. Înțelegeți? Băi, omilă, fiți atenți aici. Iară că zis de ăia doi că îi înjura pe stradă. Păi Caterinca face toată lumea. Caterinca face toată lumea. De uite, dar îți tineri, îți bigidii. Face Caterinca, se distrează și ei. Înțelegeți? Dar și anoști. Și pe anoști înjura italienii. Vaffanculo, pezzo di merda, sei un stronzo, sei un... Înțelegeți? Dar cum? Auziți, băi. Trebuia să mă duc în Italia. Mă, îmi era foarte greu, eu singur mergeam la treabă. Plecam, v-am spus de atâtea ori, plecam cu mașina cu numere de Italia de acasă, ajungeam în Italia, cameră la hotel, sovel, mă trezeam, bam, bam, bang, și încet, lipa, lipa, dă-i la treabă. Dar la treabă.
Furam și portofele și haine și ceasuri și ce chicap acolo. Fără tâlhării și fără prostii astea. Îmi făceam treaba o săptămână, vindeam dacă trebuie, dacă prindeam client bun, vindeam și acolo, dacă nu, la România. Bă, oameni, bă, poate ziceți că nu mă arestează. Nu mă arestează fraierilor, că acolo nu e ca la noi, la români, că ai furat, dau o cașcavalul și o conservă și îți dă 5 ani. Acolo trece la diverse. Bă, dar era din ce în ce mai greu. Mai mulți genitori, mai multe sisteme de alarmă, mai multe alarme pusă, au ajuns să pui alarme pe salamuri, mă, mâncați așa care salamurile, înainte umplem câte un rucsac din ăla pe spate, îl umplem, tăcher, tăcher, draft, bam, 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 salamuri numai la valoare. Bang, și ieșem. Cumpăram niște hârtie, niște apă, ieșem și mai vine o tură să iau și cașurile. Bine, mă. Acum le pune alarme. Pe sub etichetă, în plastic, sub plastică trebuie să tai cașul, să-l scoți plasticul. Îl băga ei la demagnetizat. Deci vă dați seama, dacă pe salamuri punea alarme, ce greu era deja să ciorghești. Cutiile de parfum erau goale, bani, cereai și îți aduce. Mai prindeai, mai prindeai locuri. Mă, și ce-am zis? Trebuie să am o asociată. Să mă duc la treabă. Bă, oameni, auziți, eu atâtea, nu sigur, mă, și-s multe clipuri, 1000 și ceva. Am multe povești care mi-e greu să le caut și să le verific dacă le-am spus, că trebuie să le iau în parte pe fiecare. Că sunt povești unde am făcut introducere despre altceva și apoi am intrat în povestire. Înțelegi? Nu știu dacă le-am spus sau nu le-am spus. Ce mă derutează pe mine? Am vorbit cu cineva. Nu dau nume, nu dau nimic. Acum vreo câteva luni de zile bune, un an, care scrie o carte despre mine. Și i-am povestit viața de la început până în momentul de astăzi. Mult o durat. Mult, mult. Să tastez bang, 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 bang. I-a scris, bang, bang, îi trimite. Înțeles, stăteam câte 3 ore și îmi scria. Multe zile. Și am povestit foarte multe. Și acum asta mă derutează. Mă, oare a zis povestea aici sau am zis acolo? Înțelegeți? Că v-aș mai zice, dar vă zic, eu nu. Păi dacă le-am... Voi să-mi ziceți, mă, dacă am zis-o odată și o mai repet odată, e problemă? Dar nu care le știu. Care mă gândesc-o că nu le știu, e problemă. Nu-i problemă, bun. Băi, oameni, mă, nu avem cu cine să mă duc. Nu bărbați, că deja când intri doi bărbați. M-am dus cu unul de la noi din cartier, negruț, bărnăcuț. Și am ajuns în Italia, mâncam așa bine, că n-am ciorit nimic. Oprisem în Pezaro, cum, deci așa, înainte cum mergi, intri în Pezaro, treci podul ăla, peste pod cum mergi, așa, cum mergi încolo, pe partea asta este un magazin de alimente, nu mai știu cum îi se zice, Conad, Dumnezeu știe, și mai încolo sunt niște blocuri, un parculeț ceva, așa e strada principală și chiar la parter mâncam așa, auzi, printre altele, chiar la parter trag mașina în parcare acolo. Auzi, să-ți mâncava așa. Ce văd la parterul de la bloc?
Dar am tras pentru că am cunoscut că este un magazin de la Valentino. Nu înțeles și am ciordit eu bine, ia cu niște costume. Și am zis, ia să fac o vizită, să poate nu mă mai ține minte omul. Nu înțelegeți că erau trecute vreo câteva luni. Și ce să vezi că s-o deschis în apropiere Mâncavaș. Un magazin, deci, vicino, de blănuri. Și ușa deschisă la magazin. Magazinul era de sub la bloc. Deci cum ar veni deasupra blocul. Și blănuri mă Mâncavaș, mă, auleu. N-am zis de-am luat două blănuri din astea. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Mă uit. Mi. Ca prostul, mânurile la spate, îmbrăcat bine, nu? Bună seara, bună seara. Era vreo 5 după amiază. Bună seara, bună seara. Da una ochiata, una ochiata. Înțelegeți? Pot să vă ajut? Nu, că mă uit așa puțin. Două vânzători. Și am unul, calculam, înțelege? În fine, că nu am văzut că intru în poveste, calculam cum să le iau și măi, Mâncavaș, măi, prind ocazia, dar norocul meu, că mă uit odată în spate către mașină ca să calculez și distanța. Auziți, nu mă văd mașină de gardă, carabinierii trage lângă mine. Eu, bine că n-am pus mâna pe ele. Erau luate, mă, erau gata luate, mă. Și când vă să dă jos din mașină, îl salută pe ăla din mașină, pe negru, bărnăcuțul, și ciprilul sortă. Și nu știu ce, și ăla, că nu știe italiană, și arată, nu era distanță mare de la mașină, vreo 50 de metri, și arată către mine. S-o uită garda la mine. Nu-ți dai seama că mă duc acolo. Achile la control. Da, cum să nu, îi dau pașaport. Ce faci acolo? Vreau să întreb unde este o stație PECO. Bandinări, sunt rapide. Aha, achile și câte. Dă-mi pașaportul. Îi dă pașaportul. Dă-i. Zice, ăsta e pașaport fals. Tu le cum să fie fals? Zice, ăsta e egiptean, din ăla, negru din ăla, arab. Dom'le, nu e arab, nu e egiptean, că e senegalez, măi, nu e egiptean, senegalez. Omule, zic, e român, măi, el e, nu. La gardă, hai dat la gardă. Nii mașină la mie, doi magneți. Mi-i desfăcut alarmile. Fioi, țiplă, auleu. N-am să-ți mâncați. Mi-a la poliție. Îi verifică la pașaportul. Mă, ce ziceți? Că la scapă și pe mine mă reține pentru nu știu ce, nu e în regulă. Mă țin vreo 4 ore acolo. Bine că mi-a dat drumul. În fine. Lungă povestea asta. Băi, oameni. Să mă duc în Italia. Am zis, eu nu mai iau bărbați cu mine. Mă, prin intermediul unui prieten, are tata tabletă, prin intermediul unui prieten, iau legătura cu o sugătoare care era în Italia. Băi, oameni, fiți atenți aici. Clipul ăsta vreau ca să înțelegeți o chestie. Mai ales și aici la noi în țară, dar mai ales în străinătate. Să nu aveți încredere în femeile care le găsiți acolo și vă cuplați cu ele. Când vii lumea mai dragă, te-ai culcat dimineața, te-ai trezit,
ficior horchi ai. N-ai tu buzunarul, n-ai tu pașaportul, n-ai tu canci. Înțelegeți? Încredere mare. În din astea. Sunt din femei care numai asta fac. Auziți voi. Totuși, eu aveam un pic de încredere că prea timp bun mi-au dat-o. Uite, băi, Nelson. Ăsta-i numărul, am vorbit deja cu ea. Ajuns în Italia, vă întâlniți în Padova. Că în Padova stă. Bate sorile ăla acolo. Suge mai în botă. În Padova stă. Tata bandit. Aranjează. Adică mai sus, tata asta. Ce mă face să rădim din manivelă sus? Hâți? Ai. Bă, da. Pe pentru voi, ați văzut, mă, ce fac eu mai pentru voi, măi? Să nu vă margă lumina ochi, măi, să nu vă obosească ochii, măi, mă mut cu tatu, măi! Ce, tata, face reflexie? Și auziți, mă. Bun, duc și fac. Mă echipez, plec de acasă, vorbesc cu ea. Ne întâlnim, întâlnire în Padova, unde? Stațiune, gară. Vezi că cu, nu mai știu ce mașină avem, numere de Italia. Bun. Când mai am 30-50 de kilometri, te sun, sigur. Bun. Păi oameni, l-am întrebat cam nici așa, hai că nu mă merg tu. Mă, de multe ori să știi că nu-i bine să merg cu femei bune la treabă. Nu-i bine, știți de ce? Multe probleme de astea am avut eu. Mereu în cursoica. Măi, nu se întorceau, măi, ordinarii, măi, capul după ea italieni, ea și-a ne-a să rupă gâtul, mă. S-a uitat după ea. Mă deruta. Genitor sau sugaci? Nu știa, mă deruta. La câți m-am dus, mă, dar de ce te uită? Zicea, nu e adevărat. Câteodată, dar nici cu urâtă, că după aceea sperii lumea. Așa nu trebuie pe asta, băi, cum arată? Eu sunt bună. Zice, nu o și hărțălești. Eu vă zic ceva. Să nu credeți că vă mint. Eu întotdeauna când mă duceam la treabă, auzi cum cască la urmești că-i gorilă, bă. Întotdeauna când mergeam la treabă, cam pățit-o. Când mergeam încolo, mă opream la unguri, e pe autobandă, apuci. Fiu, ce sugătare sunt acolo, la stradă. Pe autobandă, băi, când ieși ca să intri pe autobandă. Ferească Dumnezeu, băi! Ni, două luam. Auziți cum eram îmbrăcat. La drum când merg, cum ești îmbrăcat? În bermude. Și mai eu. Ei, nu m-am gădeam bermudele jos, mă răspărnie pe o creangă din aia, faceți ce vreți din mine. Dădea tata tizezer forint, 5 și 5. Storciți-mă, ruina, zgârie, mă. Să te știți cu du-te, draia, acolo-i de puțit. Nu cu păpăta. Ei, oameni, mă. Și-am pățit-o de câteva ori. Sau în Italia. Luam câte una. O dată, de două ori. Mă, ce Dumnezeu mă tot prinde pe mine la ciordeală, mă. Noroc aveam bani și plăteam pe loc. Înțelegeți?
Plăteam, nu, cum să fug, stai tu, că îl plătesc tu, cum să fug? Bine, îl plătesc, dar unde e alarma? Dar eu știu, s-a luat-o fără. În fine, îl plăteam și plecam. Ce se întâmplă, mă? Și asta și m-am gândit. Săraca Liana, știe că mă duc la Ciordială, dar eu mă duc și la femei. Poate Dumnezeu nu mi-ajută. Și n-am mai avut treabă cu ele. Aia, când vineam înapoi, deci după ce mă întorcem de la treabă, oprem în Ungaria, la Paprika, dansatori. O dăm nechisaz euro. Cine aia eti trum, e saxofon. Ia, cine ai ung, n-o dă-i. Înțelegeți, deci că mă întorce, dar înainte nu. Mă, plec către Italia. Ajung în Italia. Ajung la Verona. Ăia zner pe mine că nu pot să fumez în cameră la Lobo. Ajung la Verona, auzi la Verona, la Padova. Mâncava-ș instinctile mele, o tras de volan direct lângă ea. În fața gării, cu valiză din aia pe rotile, una. Mai oameni la 1,70 m, o pereche de țiță n-o drag pe ea, strâns, ieșeau buzele de la flotă. Un cur, gândești că era implantat cu silicon. Într-un tricou, mă, negru tot. Țițo negru, tricou negru, o bendiță argintie, Adidas argintie. Păr negru scurt, băiețește, o față. Na, am ziceți voi, în locul meu unde vă zbura mintea, eu ce-i dau la asta, înțelegeți voi. Dani, tui, no, că doamne, o pățesc. Iar mi se suce mintea, nu pot să o pățesc, dar o percutez. Ciao, ciao. Stăm, dau 3 minute acolo, că ne-am văzut. Tu, fată, vorbim față în față. Te țineți ăsta cu ea, au zis că și-i cunoaște. O, meserie. Deci să n-avem dificultăți că ajungem și pe nu mai vrei și... Nu ne-am să mergem la treabă, stai liniștit, că am mai fost cu băieții. Bun. Și dă-i. Pornim la drum. Bea mi-a Carol Iana, cum stă pe Google și mi-ascultă, măi, clipurile, măi, oare săraca ce e în inima ei. Nimic, a vă spui eu. Nimic. Că știe că o iubesc. Știe. Asta nu-i conșel. Asta nu se cheamă înșelare. Asta e una din plăcerile mele. Pentru moment. Înțelegeți ce vreau să spun. În mașină și eu fumam și ea fuma. Un parfum, ce avea era dată cu parfum. Mă excita, în fine. Ajungem la hotel. Până numai 11 noapte, 12, 1. La hotel sunam dinainte. În ce senatico? La un bătrân, babo, săracu, mă, și la ce i-am făcut, mă? Bă,
camera o aveam deja pregătită. Luam camera, fiți atenți. Și ei trece garda, nu, dădeai numele meu, că s-a acolo hotel, nu, nimic. Bă, ajung la hotel. Că te faci tu duș prima sau fac eu. Auzi, bandit ne-o s-o. Pact matrimonial. O zis că te zice, că vorbea asta italiană din urmă, dar eu deja am vorbit la telefon de care pat. O zis, zice, nu avem paturi ale separate, numai matrimonial. Bun. Auzi, auzi-ți aici. A zis că te vine... Du-te tu primul. M-am dus la duș. În duș. Hodinește-te, mă. Mă, hodi... Ai hodină, mă. Ai hodină. Când seara asta te primiez, conioșcă fină. Ce mi-a venit în capa? Conioșcă. Ai hodină că te-o primiez, conioșcă fină. Eu acolo în duș vorbeam singur. Mă fac dușul, ies cu prosopul pe lângă mine, e pregătită de duș, era în țițoia. Intră așa înăuntru, e că nu v-am zis când am intrat în cameră. Zice, prin pat matrimonial dormim amândoi, cum? Zic, tu fată, stai liniștită că ți-am spus dinainte. Eu nu am treabă cu persoanele cu care lucrez. Dacă nu are paturi separate, ce vrei? Pat matrimonial. Să nu-mi ajute Dumnezeu dacă vă mint. Auză-ți. Auză-ți bine. Am încredere în tine. Băi, parașută e parașută. Bă, mere și ea la duș. Avem Red Bull-uri. Nu știu ce am mai luat de pe drum, ciocolată. Am intrat așa în autogril, repede, bam, bam, bam. No, și cum, ăsta cu ăsta, te-am uitat la televizor, am desfăcut un Red Bull, am o țigară. Ia să ia din duș. Mai o amin, mai. Cu un tricot din ăla bol de bilgri, până aici, ți-au zis, în chiloz bodybuilding, budigăi din aia, strâns pe ea, mă. Un cur, mă, ia să ia, și nioșca, nu, zice, s-o bosită, mă pun să duc și să bag în pat. Mă, patul nu era așa mare matrimonial, dar nu așa mare, mă. Bine. Nu o fuma, nu nimic. Stii țigara, mă, pui și eu patul. Noi veoză. E veoză, eu veoză. Ea stinge veoză. Nu, măi. Să pune în pat mi și je din jant o carte, mai să citească. Eu am întrebat-o, ți ajunge lumina aia sau o pot stinge a mea? Eu chiar că eram obosit. Din Cluj până acolo să n-am dormit. Până în cel senatico. Zice, pot să o sting. Ne. O sting și mă pun stilul meu pe burtă, e așa în ea. Băi, oameni, mă. S-o dat aia, măi, cu cremă de corp. Un miros, mă. Un miros fai. Ce mă mâncați? Eu vă zic drept. Ciont. Ciont. Și am zis, tu, dar despre ce-i cartea? N-a putut, mă zic. Gândiți că am fost treaz și n-am fost obosit deloc. Așa gândiți că mi-o vin moment pe loc atunci. Da, zice, o carte care citesc eu întotdeauna înainte să dorm, că așa mai ia somnă. Zic, auzi, lasă cartea și... Nu vrei să-ți fac un masaj. Ai spus că nu avem treabă amândoi. Nu am zis, da.
A bine, zic, mă, păi să mă culc. Am pus să mă culc. Nu mai durat 3 minute. O stins veosa. S-o pușe, dar cum lumina bătea de afară din stradă, de la becuri, se vedea că noi n-am trasele, numai periaua. Se vedea în cameră. Măi, fraților, eu vă zic drept. S-o învârtit de două ori, m-a atins cu cur, m-a atins cu mâna. Am zis, tu, știi ce? Pune o pătură așa în ea și eu una așa, să nu ne putem atinge unul de altul. Că zic, eu nu sugaci, nici fătărău. A început să râd, a zis, nu bine. O zis, dacă vrei, îmi pui și mă culc jos. Nu! Nu, ne culcăm. Dimineața când m-am trezit, avea zvârlit un ticior aia peste mine. Tu ai zis că scolă-te, ai zis că n-ai treabă cu mine. Nu, zice, păi am dormit, nu. Bine tu, mereu la treabă. Coborăm jos, ne facem babă o cafea și du-te la treabă în casă. Păi, oameni, mă, într-adevăr, era bună hoță, tupeistă, vorbea bine, italiană. Intram cu ea în magazin, îmi țigea tira, eu deschideam atunci de la casă, mă, bang, sertarul, ridicam capacul și bang, 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 hârtile mari. Luam portofică, telefon, pe lângă parfumuri, haine. Mă mâncava așa. În vreo 3 zile de n-am făcut la marfă cu ea. Dar n-am avut treabă cu ea. Am zis, tu, acum te ar serios. Nu vrei să te frec. Nu, Nelson. Am prieten, ea. Am prieten și nu vreau să nu șer. Bine tu, nici eu nici nu trag, mă. Nu-s ca alții tot sugaci, 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 sugaci. Înțelegi? Îmi spun eu dată, eu am înțeles. Mă, după vreo 3 zile, mă întâlnesc cu un prieten. Nici nu știu să-i dau numele, să nu-i dau numele. Dar nu-i dau numele că să simt el. Din Cluj. Un prieten din Cluj, el l-a furat. Seru, țigane, ce faci? Ce să fac la treabă? Eu am mai ciordit cu el. Mai ciordit cu el. Zic la treabă. Mă agravam că-i cu tine? Zic că-i cu mine. Ai, ce bună, ăsta mai tânăr ca mine. Avea prietenă de acum așa și-ai despărțit ea, că și-o luat tata. Nevastă, că și ăsta a fost donator la femei și apoi zice că e șmecher. O plăti femeile, o tras banii de pe ei. Din greu. Zice, încă zice copila. Și avea 800 de kilometri. Dar cum îi zici copilă? Copilul îi zici, mă, bea mi-ai carul și are 800 de kilometri. Ce, bă, Nelson, că ce știi tu că tu ești bătrân? Bine, mă. Eu lăsat și alta la rând și alta la rând și în fine. De-aia nici nu-i dau numele. Mă, nu zic, hoț, prima clasă, bun, și eu. Mă, hai că viu și eu cu voi. Ce-am zis în gândul meu? Intră ei doi, umflă ei doi, pe băga câte 30 de parfumuri pe el și aia câte 20, 50 de parfumuri la o ieșire. La un drum făceam câte 400-500 de parfumuri. 400-500 de parfumuri. Ce am zis? Între ei doi, ciorlește, ne împărțăm în trei, îmi convine. Nu mai intru eu să ăsta. Mai așa nu ia câte o intervenție scurtă. Înțelegeți? Mă, oameni, mă, două caprisuri de
cum îi zice, de parfumuri. În trei zile. Două caprisuri de parfumuri. În trei zile. Bă, mâncavaș. Deci ei mergeau împreună. Ăsta, prietin bun, bun, bun cu mine, am ciurnit împreună. Tovară, șo. După vreo trei zile, ce zice ăsta? No, eu mi-am făcut treaba. Mă duc să-mi vând, nu știu pe unde mere pe la Torino. Mă duc să-mi vând eu marfa acolo. Am împărțit marfa, parfumul și aia, ochelari. De ce ne mai auză? Bine, mă, rămân eu cu asta. Tu, hai că mai știu două magazine bune, le facem și alea și plecăm și noi. Nu, i-au zis că tămin, noi când mergem. Zice, mai vrei să mai ăsta sau avem marfă din greu? Și atunci am zis, hai că mai știu două magazine bune, mergem, le executăm și după aceea tot plecăm. Nu a avut încotro? Nu mi-am dat seama. Nu a avut încotro pentru că marfa nu ținem la hotel. I-o da babo. Patronul de la hotel, că la el mâncam, înțelegi, deci îi făceam pe lângă cameră, îi făceam și ăsta, mâncam acolo meniu seara, mâncam la el dimineața, la el la miază nu, că eram plecat. Și mi-a dat, știa bătrânul căciorcesc, mi-a dat o cheie de la un garaj unde avea el, dar pe asta n-am dus-o la garaj. Și acolo ține marfa. Și acum, când a zis, hai că am două magazine, nu zis nu, dar o zis. Dacă-s din ale periculoase, nu mă bag. Înțelegeți voi. Ce vreau asta, mă, nu mă bag. Hai tu, zic că tu, ai mers tu cu mine vreodată să fie periculos? Hai. Băi, mâncați așa. Pornim. Ajungem la primul magazin, la Catolica. Era o parfumerie, chiar pe la drumul național, așa. Iau geanta cu țipla. Înăuntru, în geantă, tot timpul băz. Când intra înăuntru, dacă suna, știa că nu-i bună țipă, nu-i bun, e prea tare capra, din ele noi. Intrăm înăuntru. Nu o suna, ba, o sunat. Ti-di-di-di, nimă mâncața. Suitele. Deci când suna, nu mai cioream. Nu mai cioream. Pune janta jos, în apropiere ne uitam, cumpăram o loțiune, ceva ieftină, până în 10 euro, banc, luam janta și ieșea. Tu ce, Dumnezeu, cum de sună ăsta? Zice, scapre experimentale. Nii mă băgam iar. Ce fac? Mere mai încolo, oprim până să ajung la altul magazin care știam. Eu opresc la un magazin din ăsta, tă ceva, rujuri, parfumerie, hai să intrăm înăuntru, să verific mai mult. Vii, mășacul, ti-di-di-di. Oh, mă, nu mi-o trecut, mă, bine. Bine. Mă. Par. No, când am văzut, m-am moiat. Nu zice asta, auzi, nu ni se arată. Hai mai bine să plecăm. Că zice, ajunge.
mergi, dai și tu marfa, mă duc și eu în Padova, îmi dau marfa și tură viitoră iarăși. Ai dreptate, am zis eu. Deci fiți atenți, am stat cu ea, am dormit cu ea, nu i-am făcut nimic. De săruta nu, nu, nici nu se discută, cine știe. Așa, un ciuci, da, da. În fine, nu. Băi, oameni, mă, eu am studiat-o, am văzut-o, mă, care banditism. Mie îmi place care are banditism, dar nu să-l aplici cu, înțelegi? E ca și cum să ciocnesc două BMW-uri seria 7. Da, ce merge. E, seria 3 cu 1. În fine. Bă, ajungem la hotel. Îi zic că tăia, stai aici, că o zis ăla, nu duci pe nimeni, nu. Stai aici și mă duc după ălea. Mă duc, le aduc, împărțim marfa corect. Scăzut motorină, una alta, în fine, a fost bine. Băi, mâncavaș, viu în țară. O las pe aia la Padova, ajung în țară, îmi fac treburile, vând marfa, tot. Asta mai mult, că eu eram jucător de casino. Între timp, mai vin ceva prieteni în țară, mă întâlnesc pe ei la casino. Ce e Vanerso? Da, ce să fac uite aici, în ea, un zero și vecini. Bă, una aia care era cu tine, cu cât ai vândut-o? Ce să vând, mă? Vezi ce era cu ăla? Cum era cu ăla? Era cu ăla, bă. Ca să nu ni, să nu... Chig eu pe ăsta, nu, n-am zis cum era cu ăla. Zice, era cu ăla. Zice, ai vândut-o? Păi, pe ce să vândă? Păi era cu ăla. Imediat, mă, asta înseamnă să și bandit. Era cu ăla, face treaba și îmi dă parte. Știu, cum să nu știu. Dar mine ni. Băi, oameni, de-aia vă spui. Eu văzut greu, n-am cu nimeni nimic. Mai scrie lumea pe Facebook, frate, v-am mai zis eu asta, fratele meu, ce faci frățioare, frățicule? Mă, bun, alții zice că așa l-are în vocabular. Dar sunt alții care zice fratele meu. Și nu știe cum să te dobore. E greu să-i zici la unul, fratele meu. Tu v-am zis. Nu se împacă frate cu frate. Este când prietenii sunt mai buni ca frață. Păi, oameni, mai când am auzit. Deci, ce-au făcut ăștia? În fine, îți dai seama că am sunat-o, dar nu atunci seara, doar zi. No, ce faci? Vezi că vii un col. Nelson, nu mă mai duc la treabă, că m-am împăcat cu prietenul meu și nu mă mai lasă la treabă. No, bine, nicio problemă. Nu l-am sunat și pe ăsta. No, ce se întâmplă? Ăsta nu stătea în zona aia, stătea la vreo 200 de kilometri. Înțelegeți? Bulanu, stătea la vreo 200 de kilometri de unde mă cazam eu. Și, bineînțeles, dacă auzea că am ajuns în Italia, înțelegi? Nu vine în zona unde zocuie sau să fere cu ea să meargă unde-s români care
mi-a văzut pe mine și pe ea împreună. Măi, oameni, măi. Păi, au fost nervi pe mine. Când o zăsea, nu viu, a știut, mă. Măi, și nu mi-am dat seama, mă. Băi, nu mi-am dat seama, mă. Ce poate să-ți fac un plechi? Sau o parașută? Ce-o zis? Yeah. Mă. Ăsta? Mă, eu văzut drept. Eu ce ciordeam atunci? Mă jucam, jucător. Meream. Furam. Vineam. Băgam și plecam înapoi să produc, să le dau iară la cazinouri. Ia ce-o fi zis? Mă, de-aia, păi ai nici nu-s nervos, nici n-au nimic. Ce-o fi zis? Mă, ăsta e prebandit. N-am cum să-l ard. Cu ăsta nu pot să dau în love, în dragoste. Dacă ușoare cu ăsta, pot. Sigur că da. Mă, atât era de șmecheră. Fiți atenți aici. Printre altele, o fază în ce senatico. Am mai zis-o eu într-un clip. Chiar în centru, în Cesenatico, față în față cu Grand Hotel, e o statuie și pe aceea vin magazinile alea, așa către plajă. Chiar magazinul de pe colț, plajă cu strada principală, magazin de haine, nu știu ce era, Tommy, cam așa ceva. Am intrat înăuntru. Erau vreo 3 sugători și un bărbat. Eram cu asta. Și mai erau niște români acolo. Znelson, nu intra, că atâta-s de bandichea asta. Zice, vezi cum îți pus oglinzele, nu-s drept, ia așa mie ca să te vadă, să uite în oglinda aia și te vede, ia colonia. Atâta-s de bandichea asta, nu poți să iei nimic. Zic, lasă, că aveau rochii scumpe, de câte 1000 și ceva de euro, de damă. Zic, lasă că intru și eu. Și bruși de bărbați, de alea tari. Băi, oameni, mă, ți-o minte că aveam o pereche de pantaloni scurți, albi, o cămașă în pătrățele, alb cu albastru, Nelson vopsit blond, bronzat, și cămașa rar peste pantaloni, nu eram așa gras, dar cămașa mai mare. Și l-ar păsit pantalonul lăsat. Dar ce ziceți că am intrat înăuntru și am ciordit? Două rochi și nu mai știu ce. Cămașă, nu mai știu ce. Băi, mâncav așa. Le-am băgat la botă. Și când am ieșit afară, un pic lăsat așa cheptul în afară și un pic lăsat așa curul zurlit în spate, înțeles, o chice cămașă dreaptă, să nu se vadă. Ăștia de afară, ea nu a intrat, o zis, zice, nu, eu nu intru, dacă e așa periculos aici. Ăștia de afară se uitau. Asta înăuntru. Ceau, arrivederci, arrivederci, au râs. Și când îți la ușă, măi, o zis un afirmativ. Ce era, mă, mâncava așa? Chitanța aia, măi, cum îi zice? Aia pe care scrie prețul, a târnat în jos pe... Băi, aia, măi, era... avea o ață lungă aia și în ea. Și îmi flutura pe la pantalon, pe la genunchi, măi, n-am văzut-o, măi, cum am băgat la urgență. Că ni, zum, zum. A, bine, mă, împachetate cu o mână, bang, bang. Și o zis, afirmativ, am zis că e succesul. Ai rubat-o, că-i rubat-o, niente. Și nii. Să mă prindă și să strâjă, a început să strâje. Și m-a prins unul de mână, la care era cu el și m-a zmucit. Și taiu.
Am scos ele și le-am aruncat. Am mai povestit eu asta, cred că. Am scos ele și le-am aruncat. Știai, mă, că de aia, mă, ideea n-am vrut să... Că știa că era aproape hotelul și m-au văzut tot timpul la hotel acolo. De aia, lângă casă, nu fă... A-a. Înțelegi? Și-o venit ăla după mine să mă prindă. Nu m-a ajuns, așa am fugit. Dar când am fost chiar la capăt, către plajă, unul ce vindea zarzavatul, mă, nu mi-o sărit în față, mă, și așa ne-am oprins. Unul bine a făcut. Și am zis că te rog, lasă-mi, lasă-mi andare, lasă-mi andare. Ia, te rugătorii, mă, că m-a zbucit și i-am dat una. Vreo două luni atâta ochiul au avut. Culcat și tai-o. Dar fiți atenți. Au venit poliția, bine că am scăpat, am fugit până spate, la blocurile alea, pe la garaj, m-am băgat, doamne feri. Bă, fiți atenți, bă. Asta nu ca altele să dau, să fugă eu și din ele. O mers la cameră, o luat bagaj repede, pașaport și tătătă, că n-am avut bagaje mari la cameră. Numai așa ne-a schimburi că le ține la garaj. Tătătă, bam, 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 și-o fugit direct la mașină, mă. E o știut că eu fug la mașină. Mașina nu era la hotel. La distanță lăsam, știam eu unde. Și acolo era cu plasa. Zic, eu, ești aici, pe zice, mi-am dat seama că ce faci. M-am dat seama, mă, bandită. Băi, oameni, auză-ți, mă duc în Italia. Ce faceți cu ei? Treaba, mă duc, îmi fac treaba. Mă, pe ăsta nu l-am văzut. Nu. Nu l-am văzut. Ce, mă? Hă? Ce? Bă, deschide. Ce ceas ai pe mână? Trebuie să mă... Ce? Dă-mi bluzoare de acolo. Nu, ce ceas-o? Nu l-ai văzut? Nu l-am văzut. Bine, mă, nu l-ați văzut, nu l-ați văzut. Sunt pe numărul lui. Mă, cumva, cumva, răspunde. Ce faci, mă, cățăl, domnesc, mă? Nu știu pe unde o să-ți mânca la școli. La Pia Regio, Dumnezeu știe pe unde să le. Via Regio, Pia Regio, ce vrei, bot? Stai în față, minte. Dar ce-i? Stai cu minte, în casă să ai grijă de bebeliță. Da. Și tu stai să te zvârl în pat. Să-ți închid ușa, bă? Închid-o. Mă, zic, bine. Ce să zic, măi, oameni? Azi-ți lasă. Aia mi-ar caru, că am crezut că s-o becul roșu s-o ăsta. Am crezut că vorbesc singur la cameră. Hai! Că este că nu filmează, s-a prinde un omuleț din ăla și pâlpâie. Ce să zic, mă? În gândul meu, fac pe prostul că asta trebuie să mi-o plătească. Pentru că e măgărie. Înțelegeți? Bă, îmi fac treaba. Așa cum eu făceam eu până atunci. Mă duc. Ajung iar în România. O tură, două, trei. Măi, mâncava. Cam a treia tură, a patra, când am fost în Italia. De jos asta îl făceam săptămânal, mă. Plecam. Duminica. Plecam duminica de acasă, luni dimineața eram acolo, dormeam, banc, la treabă, vinerea, eram înapoi. 4 zile lucrătoare. Înțelegeți? Cetatea 4, 5, 6, 7, până în 7.000 de euro. Până că tunurile după aceea s-a discutat acum. Mă, în Italia.
Poterasă Nelson la mexican. Am uitat cum îi zice acolo. Mâncam fasole mexicană. Sună telefonul. Serios, țigane, ce faci? Mă, nu așa bine ca tine, mă. Dar ce, eu fac bine? Păi, tu ești mai tânăr, tu ești... Eu cu țigane de ale. Tu ești mai tânăr, tu corupi mai bine femeile, tu așa. Bă, țigane, zice, hai să ăsta, unde e să ne întâlnim să vorbim? Ce vrei, mă? Îs în locul cu tare. Nu vezi de deranj. Mergem. Scuze de deranj, noi plecăm. Bine, pochilisă. La revedere. La revedere. Să ne vedem cu bine. De ce ești supărat? Nu e timpul clipului, îl deranjăm. Întâi spunem conturile și după aceea discutăm. A, conturile? Acum o să-mi deschid un baban. Special pentru tine. Special pentru Nelson Mondialul. Deci pregăteaște-ți. Clipurile le cumpăr eu în euro. Bine. Bă. Fiind prechin și simțând după voce că ceva nu e în regulă, pentru că noi ăștia care am trecut prin anchete, care am umblat, care am trăit viața, care am avut de a face cu fel și genuri de persoane, cunoaștem omul cum cântă ăla, după față, după vorbă, înțelegeți? Nu-i laudă, e o psihoterapie. Terapie psiho. În fine, am știut că ceva e în regulă. În fine, ne întâlnim. Am stat, am mâncat, ăsta. O apărut și el după vreo jumătate de oră. Era în zonă. Ce-i? Mă. Îți dau 500 de euro, spune-mi unde stă asta. Dar păi, e muierea mea, e pretina mea, ia-ți banii, mă, ia-ți banii. N-am, cum să spun, adevărul că nici nu știam, dar dacă eu vroiam, luam legătura cu pretinul meu bun, care prin el am ăsta și, dar n-am mai vrut, nici nu l-am sunat să-i zic ăsta, că n-am mai vrut să complic situația și, înțelegi că femeia n-avea contract, n-avea ăla. O zis și-o zis, ne oprim când zic eu, când nu mai vreau să mă duc, nu mă, sigur, nicio problemă. Ce-i, mă? M-o arzi de tătă Marfa. M-o arzi de tătă Marfa. M-am dus după ea la Padova. Au zis, bă, alo! Alo! El ce se întâmplă? O mărți după ea. Păi mă, eu am dus-o, am lăsat-o și auziți. El în spatele meu vine. Bine, diferență de... Înțelege? Am unul chiar așa prost să văd că mă urmărește unul să nu-mi dă seama. Diferență de o jumătate de oră. Înțelegeți? Cine e? Pe mesaje. Scrie mesaje. Ca asta în televiziune, în emisiune. Chemi în emisiune în platou, pe târfe și ordinare și putori și târături și le lași și cu telefonul să stai. Înțelegeți? Eu am lăsat-o în gară. Și de la calamari. Chicioruță de la calamari. Am lăsat-o în gară. Am plecat. El a venit cu mașina, a luat-o. Cută cu marfă. Înțelegeți? Fiți atent și tactică. Cu tăcu marfă, o mărți zile de-o vându marfa la Torino, parfumurile. Tătă marfă. O mărți cu el la treabă. Bă, era host bun ăsta, n-am ce zice, n-am. O mărți la treabă, cu el. O trăi cu el. O trăi cu el. O strâns bani, strângea bani. L-a lăsat și fără bani,
l-a lăsat și fără, deci în casă, tă, i-a luat. Ni. Vezi că astăzi pleacă care treabă, ești cu mașina aici, aștept, parchezi și stai parcat. Cum a plecat? A sunat telefonul. Cum a plecat? Cum a venit omul, era cu mașina acolo, a luat-o și a plecat. Cu tot cu bani și haine ce-o furat și tot ce-o fost în casă. Noi, lucruri noi. Ne-au mâncat așa. N-au duce că auto în Padova. Padova e Padova, mâncava așa. Disperat, singurul om de legătură care eram eu. Eu ce s-a întâmplat? Când am fost în Italia, auzi ce sună telefon, când am fost în Italia, la ultimul drum, că de-aia nu a putut el să mă contacteze, la ultimul drum am oprit și eu în Cavaș la un peco din ăsta, s-am stat afară, mi-am luat cafea și am stat afară să fumez, pe băcuță din aia, tot am fumat, tot am vorbit la mesaje pe telefon, am pus telefonul jos, nu știu ce am mai făcut, m-am luat și m-am dus, bine că telefonul e de astea de 2 lei, nu. Am pornit mașina și m-am tădus, dar după vreo 80 de kilometri, am văzut că n-am telefonul, l-am uitat pe bancă. Am dat seama că n-avea rost să mă întorc, valoare 2 lei. Înțelegi? N-au disperat ăsta. Unde e? S-a început. Putu-i gura, mă, să-i vagabată și ea. Mă, dar el ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, mă, față de mine. Bă, zice, ce încredere am avut, mă, zice, mă, aproape că m-am îndrăgostit de aia, mă. Uită-te, mă, zice, ce-o făcut, mă, m-a înțepat. M-am dus de acasă, mă, n-am lipsit, mă, zice, nici o oră. Când am venit, nu mai fost, mă. Înțelegeți? Și am zis, mă, nu-ți fac nimic, că și rușine de rușinea ta. Cum să faci tu, mă? Mă, dacă te scot la o judecată, știi cât ai de plătit tătă viața ta. Cum să-mi iei tu persoana cu care eu-s la treabă? O zic, dar ce, mă? Fata nu mai vrut să margă cu tine, mă. I-o plăcut de mine, a? I-o plăcut de timp bea mea, carul. Zic, uite-te, măi, cum te-o ars asta, așa te-o arsă ele la închetări din urmă. Zic că pe banii ăia știi ce? Bombardai un pluton. Un pluton întreg de femei. Înțelegeți? Bine că, bineînțeles că fata a fost de negăsit. Nici eu n-am mai luat legătura cu ea. Deci nici eu n-am mai luat. Fata era pe treabă, țeapă. Căuta din ăștia, mergea cu ei, dacă simțea că poate să-l ardă și trebuie să stai, deci, bă, nu să largă numai pe secundă, să dai, să stai o săptămână, două, o lună, dacă e vorba, două luni, mai mult nu. Înțelegeți? Să culca cu el, dată. Dar îl făcea, îl făcea. Înțelegeți voi? Nu de-aia vă zic. Să n-aveți încredere că sunteți o groază de români, care sunteți în străinătate. Că sunteți la muncă, că sunteți la treabă. Și găsesc câte una din asta care face pe cum îi zice? Pe nevinovata și miaună că încă când o bombardez tu zici eu să nu lovesc tare s-o doară. Să milă de ea. Înțelegeți? Nu puneți botul, măi. Măi, nu puneți botul. Iară voi, tu de unde ești, mă? De la Constanța. S-o întâlni cu unul. De unde? De la Oradea. Ce faci, frate? Uite aici, așa, așa, așa. Fratele meu, frate în sus, fratele meu. Nu pune botul.
că te scoli ficior holtei, măi. Îl iei, îl duci în casă, preții, milă și nu... Și te-ai trezit, când zici că o trec cu Alibaba. Înțelegeți? Bă, o să vă mai zic eu niște povești. Că-mi place să vă zic povești. Avala, tie tata, dar trebuie să văd, să nu le încurc, să le zic a doua oară, ca pe îmi băgați carul în gură.